Domnule Ghiciu, înțeleg că va avea loc un congres la Tineretul Social-Democrat? Sau... E în firea lucrurilor ca la un moment dat să aibă loc un congres. La acest Știm moment, deja o dată când va avea loc? N-aș putea să vă spun la acest moment o dată, probabil că în perioada următoare, dar chiar nu m-aș... E o decizie care... Sunt mai multe organizații, inclusiv la senior, la femei care au conduceri interimare. Probabil că va fi un calendar aprobat la nivelul conducerii Partidului Social Democrat și atunci o să avem mai multe detalii. La acest moment nu, dar v-am zis că în viața oricărei organizații sănătoase, alegerile sunt foarte bune. Dumneavoastră veți candida pentru o funcție de plină? De președinte, mă gândesc. Sincer, prefer să mă văd performanța în lunile următoare. Mi-am asumat în fața colegilor, să zic așa, misiunea de a încerca să fac lucrurile să fie și mai bune, de a îmbunătăți multe dintre lucrurile care se întâmplă astăzi la TSD. Dacă voi considera că prestația mea a fost una cel puțin satisfăcătoare în această perioadă, voi lua în calcul acest... Nu zic nu, dar nu vreau nici să mă hazardez. Am învățat că e bine anumite mișcări să ți le măsori înainte de a le face și cred că, oricum, nu, cu siguranță nu vom avea un congres, e și perioada pandemică, deci nu vom avea un congres mâine sau peste o lună. Probabil dar vor trece... anul acesta... Cumva. Mai mult ca sigur anul acesta. Deci vor trece câteva luni în care voi putea vedea în ce măsură mi se potrivește acest rol de președinte la Tineretul Social Democrat. Cred că important este ca noi să găsim în interiorul organizației cea mai bună persoană care să ocupe această funcție. Și din fericire TSD-ul are un bazin de resurse umane foarte variat, divers și foarte mare. Până la urmă, cred că nu greșesc cu nimic când spune că suntem de departe cea mai mare organizație de tineri din zona politică. Dar mai reprezintă TSD forța pe care o reprezenta acum câțiva ani? Nu știu, eu mi-amintesc de exemplu de perioada Mihai Sturzu, de perioada Victor Ponta, spre exemplu. Mai reprezintă TSD forța pe care o reprezenta acum câțiva ani? TSD-ul nu mai este la fel de vizibil. Asta o poate vedea oricine, de ce? Că nu mai este. Motivele cred că sunt diverse. Perioada pandemică cu siguranță nu ne-a ajutat. Multe din evenimentele tradiționale care au fost organizate la nivelul TSD-ului au fost întrerupte în acești 2 ani. Dar TSD-ul ca forță politică, v-am zis, ca resurse umane, ca pregătire, ca specialiști, vă dau exemplu, eu provin din mediul academic. Deci școala, educația sunt cele mai aproape și chiar în aceste zile am tot avut discuții cu colegii din țară să vedem ce putem face pe zona de educație, pe zona de, mă rog, ajuta în toată problema care este cu abandonul școlar și așa mai departe. Și am observat că avem foarte mulți profesori la Tineretul Social Democrat. Nu mă refer la PSD, mă rog, nu este partea PSD-ului, dar suntem o organizație specială în interiorul PSD-ului. Avem foarte mulți profesori, avem foarte mulți medici sau oameni care lucrează în zona medicală, avem foarte mulți antreprenori. Deci resursa umană a TSD-ului de astăzi nu se diferențiază de nimic, cu nimic de resursa TSD-ului din timpul lui Victor Ponta sau lui Sturzu sau așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, cu siguranță. E adevărat că, v-am zis, poate n-am mai fost la fel de vizibil, dar am convingerea că în perioada următoare vom reveni la perioada de glorie și v-am zis, domnul Câțu chiar a ajutat în acest proces. Și sperăm că va rămâne cu ochii pe noi.